Ok, ok, nu-mi pasă, ba-mi pasă și-mi pasă de tine și spună bună seara și bine ai venit alături de mine. Ești live pe radiofixnet.ro. Evident, cea mai bună muzică, așa cum te-ai obișnuit în fiecare seară. Suntem la mare concurență astăzi cu Meciu, cu nebunii, multe de tot. Dar avem subiecte tari pregătite pentru voi, așa cum v-ați învățat. Sunt alături de bunul meu prieten Iulian Andrei și spun și lui bună seara. Bună seara, fiș. Ce faci, domnule? Uite, și eu acum pe la voi pe aici, dacă m-ai chemat, e seara în care mă liniștesc și eu după agitația din cursul zilei și putem să ne auzim mai bine, nu? Asta e cel mai important. Așa. Ce vreau să... Ce vorbim azi? Despre ce vorbim azi? Sunt chiar curios. Este mult discutată în ultima vreme tema cu videochat-ul. Adică, cum mai fac românii bani pe internet? E un pic așa mai picantă tema asta și mă gândeam ca să mai aduc ceva informații noi. Cum să zic eu, putem să luăm cu... Iulene, tu ai făcut video, ce zine drept, acum de unde știi tot atâtea? Nu, dar ce vreau să zic este că sunt mulți români care au o idee preconcepută despre videochat. În primul rând, mulți cred că videochatul este denigrator, că este asociat cu infracționalitatea foarte mult. N-am venit atât să apăr, n-am venit și să atac, dar sunt sigur că aș putea să vă dau multe informații. Ia să vedem. În primul rând, ca aspect general, capitalismul se bazează destul de mult pe imagine și pe pornografie. Orice comunist ar duce într-o țară capitalistă, primul lucru care zice e pornografie. Și este un pic, trebuie să separăm un pic lucrurile, ce este porno și ce este sexy. Mulți zic, confundă o fată care este îmbrăcată mai sumar, că ar fi porno și doar sexy. Nu. Deci sex este doar atunci când este, poate să fie chiar și dezbrăcată, dar nu se întâmplă actul sexual. Da? Porno este atunci când se întâmplă act sexual acolo. Mă rog, nu prea sunt obișnuit să vorbesc despre lucruri de genul ăsta. Astăzi avem un subiect cu perdelele deschise. Da, dar mulți cred că dacă văd o fată îmbrăcată foarte sumar sau chiar îi se văd sfârcurile, este porno. Nu, porno sau un film în care nu se întâmplă nicio acțiune, doar se sărută și se mânghe, dar nu are loc efectiv contactul sexual, atunci zic că este porno. Nu, porno este în momentul în care se întâmplă act sexual. Ok, și acum ne întoarcem la videochat. Ceea ce se întâmplă pe videochaturi, în marea majoritate, este ceva sexy. Deci nu este pornografie. Și începem cu partea legislativă, să zicem. Se poate face videochat legal la noi? Da, bineînțeles, este complet legal. Numai că aici sunt interpretări. De exemplu, dacă studiourile, da? Vă spun că toate studiourile care anunță că plătesc datorile la stat, da, așa este, îi angajează pe cele care lucrează acolo, dar ca operator PC. Da, asta, uite, chiar l-am auzit. Și liste de salariu minim pe economie, dar nu conform legii ar fi trebuit ca toate veniturile care se câștigă să fie impozitate. Adică 20-24% din venituri, pe când ei nu declară decât un simplu operator PC, impozit pe 100-200 de euro, adică o nimica toată, pe când veniturile sunt mult mai mari. Într-adevăr, încep de la 1000 de euro pe lună până... Atât de mult fac fetele astea? Da, dar din banii ăștia se scad foarte multe, ajungând ca practic din banii aceștia 1000, 5000, 10000, 50000, 1 milion, când se promite să ajungă cu ceva acolo, pentru că presupunem foarte mult stil de viață. Haideți să începem cu începutul. Cineva vede un anunț, vii la noi și te angajezi, primești un salariu bun, primești tot ce trebuie. Ok, într-adevăr, studiourile pe moment îți asigură un loc, o filmare, un cadru administrativ și gestionează contul tău. Asta înseamnă că jumătate din banii care îi faci, deci care plătește clientul care intră, ia site-ul. Din
mai rămân, să zicem, din banii ăștia care ia site, din banii care rămân de la site, o bună parte, un procent se duce la cel care îți administrează contul la studio, da? Și astfel că din 10-20 de mii de dolari ajungi cu 1000 de dolari, 2000 de dolari în mână. Și cu banii ăștia ce să faci? Pentru că ești conștientă că dacă nu investești un pic și în niște outfit-uri, adică un îmbrăcăminte mai... Da, tot felul, uite, chiar am un prieten care are un studio de videochat și spunea că, băi, investesc în jucării pentru fete, în tot felul de vibratoare, nebunii, adică au o întreagă, să zic așa... Da, un întreg arsenal. Exact. Un întreg arsenal, dar majoritatea când se gândesc la arsenal, se gândesc la jucării. Dar gândiți-vă, sunt camere tematice, camere cu albastru, cu roz, cu verde, cu toate culorile. Exact. După aceea, cu îmbrăcămintea de pe fată. Una este scufița roșie, alta este FBI, alta este balerina, alta este Lolita și așa mai departe. Ok, acum prețurile diferă. Pentru clientul american, pentru că aceștia sunt cei mai bogați și după aceea vin... În general, videochaturile sunt pe dolari, mai puține sunt pe euro. Pentru că sunt americani și după aceea mai sunt asiatici care merg mai mult pe dolari și doar Europa merge mai mult pe euro. Așa. După aceea, prețul este cel americanul când intră, plătește între 2 dolari și 7 dolari. La 2 dolari pe minut plătește o simplă conversație de genul: ce mai fac, copiii mici sunt supărați, nevastă mea cheltuie mult, m-a încertat cu șeful, lucruri de genul ăsta, da? Și bineînțeles că interlocutoarea nu este Miss Boboc România sau Miss Univers, este o tanti mai în vârstă și mai plinuță, sau poți să intri la 7 dolari pe minut, unde într-adevăr domnișoarele sunt... 7 dolari pe minut? Da, da, da. Unde sunt îmbrăcate mai sumar și sunt gata să satisfacă... Auzi, dar dacă stai să te gândești cât de idiot să fii să dai 7 dolari pe un minut, să te uiți la o domnișoară, într-un minut 7 dolari înseamnă la noi vă 20 de lei, nu? Vă 20 de lei? Da. Dacă te uiți 2 minute, deja ai scos o fată în oraș. Așa este, dar sunt foarte multe persoane care au miliarde în lumea asta. Și poate vor să vorbească... Păi și nu poate să aibă orice femeie, stai să se uite la ea? Da. Foarte mulți oameni nu înțeleg care este psihologia celor care se uită la ceva. În primul rând, persoanele care intră pe videochat și urmăresc videochatiștii, videochatistele, în primul rând... Sunt și băieți care fac. Nu urmăresc în primul rând sex. Urmăresc în primul rând cineva cu care să vorbească. E cunoscut în lumea videochatiștilor că cei mai mulți bani se fac de sărbători. Sau cum ar fi... Sunt singuri acasă. Da, sunt singuri acasă, triști și vor mai mult cineva cu care să vorbească. De asemenea, este cunoscut faptul că majoritatea banilor nu îi faci cu cineva care intră o dată și iese și nu mai intră altă dată. Nu, clienții fideli sunt baza veniturilor, pentru că dacă nu-ți fidelizezi clienții, ai un client fidel, ăla nu o să te pună să facă nebunie. Vrea să vorbească despre problemele curente și oamenii aceia au foarte, foarte mulți bani și devine mult mai ușor ca să vorbească cu o persoană pe care... nu o cunosc, n-au văzut-o, n-au mai văzut-o niciodată. De foarte multe ori videochatistele sau videochatiștii solicită webcam ca să vadă cu cine vorbesc. Mi se pare foarte normal când ai o discuție. Și vorbeam cu... Deci am cunoscut în 15 ani de internet mai mulți videochatiști, de la proprietari de studiouri până... la băieți, fete care făceau videochat de ani întregi, care își luaseră case, mașini, sau unii care nu făcuseră niciun ban după ani întregi de videochat, îi cheltuiseră pe toți, pe băutură, călătorii, mașini și alte lucruri, pentru că a face bani pe videochat este mai mult o chestie de a economisi. Da? De a economisi și de a-ți face client stabil decât să... ești frumușică și gata, băia o să arunce cu tonele de bani pe tine, nu? Cu totul greșit. Ideea este că oamenii vor să comunice și să vorbească mai mult, să simtă pe cineva aproape și să nu aibă implicații
și mi-a spus că după o anumită perioadă persoana care plătea avea curajul ca să își arate fața la webcam și de foarte multe ori erau persoane chiar foarte ok, care n-ar fi avut niciun fel de probleme să cunoască în viața reală persoane care arată bine, care, mă rog, care ar putea cunoaște în circumstanțe obișnuite. Dar aici intervine problema confortului, timidității și lucruri de genul acesta. Este mult mai facil să vorbești despre problemele tale cu cineva care nu te cunoaște și care nu te judecă sau nu te va putea judeca. O altă întrebare care mi s-a mai pus mai destul de des este dacă videochatiștii fac bani pe lângă sistem. Da, fac destul de mulți bani. Pe lângă asta, atenție, studiourile când angajează au grijă ca să țină legați cumva pe cei care sunt în videochat, adică contul de videochat nu îi aparține 100% sau nu este gestionat, nu are userul și parola de la acel cont respectivul de la videochat și nu poate pleca să-și facă el videochatul pentru că nu știe cum funcționează. Într-adevăr, o persoană inteligentă poate fără nicio problemă cu o investiție, bine, investiția poate să fie de 100 de euro, poate să fie de 10.000 de euro, să își deschidă în afara studioului de videochat. Da, sunt care lucrează de acasă, din Da, bineînțeles. Și sunt Cum e mai profitabil, oare, să lucreze de acasă sau... Dacă ești o persoană inteligentă care te descurci, e clar că de acasă, de ce să-ți împarți jumate din venituri cu studioul? Și, până la urmă, probabilitatea să se afle că faci videochat e mult mai mică. Se află, dacă vrei cu adevărat să sunt diferite psihologii. Majoritatea care fac videochat își informează soții, iubiții, iubitele că fac videochat, pentru că dacă s-ar afla după, ar fi urât. Și în general părerile, reacția lor este diferită. Au fost cazuri în care soțul i-a spus soții, hai să mergi la videochat ca să ne putem plăti ratele, da? Și după aceea, cu crize de gelozie în care el insista să nu mai fac videochat ea, pentru că ea devenise independentă financiar și open-minded și, mă rog... Băi, cu duș întors, dacă face vreo 2000 pe lună, s-ar putea să te lase. Da, da, au fost foarte multe cazuri de genul acesta, pentru că expresia care foloseam noi s-a haladit. Da, adică, mă rog. Eu știu aici niște gagicuțe în București care au făcut ceva bani din treaba asta. Le-am propus acum să intre în direct, dar n-au vrut pe tema asta. Au zis, domnule, că nu, că poți dă un nume fictiv, că oricum nu știe nimeni. Sunt mai multe, da, pentru o persoană care e inteligentă, știe să folosească computerul sau are măcar pe cineva care să ajute să-și facă calculatorul, da, recomand să-și facă în afara studioului de videochat și cât mai discret program. Și aici sunt mai multe sfaturi, pentru că unul dintre sfaturi este să-și creeze cont pe mai multe site-uri și să-și pună mai mulți provider de internet, pentru că acum e ieftin să aibă internet. Mai țin minte, acum 15 ani, când... Acum 15 ani se făceau bani zdravene. Da, din videochat, știu. Da, acum nu se mai face bani. Pentru că acum 15 ani, 10% din ce era în România era conectat la internet. Și să ai o conexiune ca acum de internet costa 1000 de euro. Au fost mulți care și-au făcut acum 15 ani abonamente peste 500 de euro. Am avut chiar un client care plătea 2500 de euro pe lună pentru o conexiune de 10 ori mai slabă față de ce este la ora actuală la oricine. Da, făcea bani? Da, făcea. Deci cum se întâmplase? Tipul care a luat acest abonament era un japonez. Cunoscuse o videochatistă pe internet și din România și a venit special pentru ea, s-a căsătorit cu ea și acela m-a luat încă 4 fete colege de... Da? Și a făcut. Și mai țin minte că am instalat pe fiecare calculator pe care lucrau câte 4 plăci de rețea, deci aveau 5 IP-uri. Deci practic putea să opereze 5 profiluri diferite pe site-ul respectiv. E ca și cum te duci la videochat. În loc să te duci cu o undiță ca să pescuiești clienți care să-ți plătească, te duci cu 5 lansete. Deci e probabilitatea ca să agăți un pește crește de 5-10 ori. Și aici vin mai multe tricuri. Contează mult atitudinea persoanei. Asta eu cred că este cea mai importantă.
nu contează atât de mult vârsta, nu contează atât de mult pregătirea, dar contează foarte mult atitudinea persoanei, cât de comunicativă este, nu trebuie să fie nici foarte cultă. Dacă este cultă și inteligentă sau știe psihologie, trei limbi străine, cu atât mai bine. Nu este decât un plus. Iuliana, am un experiment de făcut. Da. Văd aici, am luat la întâmplare. Sunt curios să aflu la un studio de videochat cât și cum se câștigă. Hai să dăm un telefon. Am luat un site la întâmplare. A, nu, dar pot să știu exact fiecare, deci crede-mă că nu am niciun fel de... Nu, să vedem cum pun problema. A, da, e clar, totul e legal, totul e... Dar stai un pic, că noi suntem fete, trebuie să fie fetă care... Da, eu vreau ca băiat să mă înscriu la videochat. A, nu, ala, oricum nu o să vrea. Stai să vedem, hai să vedem unul. Sună tu, vorbește tu, eu nu am niciun chef ca să-i aud pe respectivii. Hai să vedem, să întreb exact, care sunt condițiile dacă e să fac videochat. Uite, am luat primul site din Google la întâmplare. Ia. Alo, bună seara. Bună seara. Am găsit numărul dumneavoastră aici pe site, pe AVC Studio, și mă interesa și pe mine. Ce fel de videochat aveți dumneavoastră? Decât pentru fete. Decât pentru fete, pentru băieți nu? Nu colaborăm. Am înțeles. Și dacă ar fi pentru fete, cam ce salarii sunt? Cam cum se încadrează? Depinde, există procentaj de 50% sau 60% în funcție de... turele dintr-o anumită perioadă. Cam cât se face așa într-o lună? Nu pot să ofer o sumă exact, pentru că depinde foarte mult de model, de încasările acestea. Și nu e un salariu fix? Se oferă un salariu garantat în primele 3 luni de zile. Ce înseamnă asta? Dar garantat. Se oferă un salariu fix timp de 3 luni de zile, primele 2 săptămâni sunt de probă, săptămâni care sunt plătite și funcție de nivelul limbii engleză, vârstă, atitudine, aspect fizic, să faci o sumă pentru aceasta. Da, așa ca un câștig mediu, să zic într-o lună, dacă ești o fată ok, cam cât... Nu pot să dau cu părerea, veniturile sunt de la 500 de dolari, dacă ești un desert slab, până la 10.000. Asta înseamnă și să face mult. Jumate-jumate. Există și bonusuri? Nu, mă referă la strict la încasări modele. Ah, la încasări modele. Și există și bonusuri, adică când faci treaba asta? Bonusuri pe lună? Nu, sau? Nu se oferă bonusuri. Doar... Bonusuri sunt în formă de concursuri, bonuri materiale și așa mai departe. Uh-huh. Am înțeles. Și discreție? Ok? Confidențialitate 100% în baza unui contract de... pe care îl semnăm. Am înțeles. Bun, atunci îți mulțumesc frumos. Cu plăcere. O seară bună. La fel. Ce părere ai, Ile? Nu-i nimic nou, chiar foarte subțire. Mai nou au apărut oferte în care modelele sunt plătite la zi, da, cu sume între 200 de lei și 1000 de lei pe zi, în funcție de ceea ce fac. Pentru că mai mult, atât de mare este concurența. Ți-am spus că acum 15 ani erau foarte puține videochatiste, era vorba și de percepție și de condiții tehnice. Ei, acum sunt atât de multe, e atât de normal să ca unul din 10 fete, cel medie, unul din 10 fete drăguțe să facă videochat, încât este atât de mare concurența, încât la studiourile de videochat, când merg ca să lucreze, lucrează direct de pe conturi existente. Deci le se fac conturi cu după buletine false, pentru că la conturile de videochat sunt 2-3 mercianți, le spune, care le garantează veniturile, și acolo
de regulă au pe cineva care le face niște buletine. Au fost foarte cum multe... Cum le fac buletine? Da. Asta e ceva foarte grav. Da, știu. Adică să ai buletină... Și ceva și mai grav este că multe cazuri sunt implicate minore sub 18 ani, între 15 chiar, și 18. Nu au voie. Deci legislația românească spune că ai, când faci videochat, ai voie... trebuie să ai minim 18 ani și al doilea lucru, nu este permis contact sexual cu altă persoană. Deci, ce înseamnă contact? Adică chiar și sărutări? Și sărutări. Deci ai voie singură, mă rog, să faci toate nebunile care le vrei, dar nu ai voie ca să fii cu partener. Dacă intri pe un site de video chat, o să vezi că acolo ai cupluri. Da? Poți să fii, vezi, 2, 3, 4, mă rog, bănesc că și costurile cresc. Așa, revenind la ce oferea. Da, exact așa sunt veniturile. Poți să câștigi 500 de euro într-o lună, poți să câștigi 10.000. Și acum depinde dacă arăți foarte bine, ești zână și participi, te implici și îi nebunești pe toți ăia cât nu nebunește... Sau poți să fii, să arăți super trăznet, dar să fii cu niște fițe și cu neparticipativă la ce vorbești, răspunzi din doi peri și habara engleză, normal că nu faci niciun ban, dar poate să fie altă persoană. Au fost unele persoane peste 40 de ani care... 40 de ani să faci videochat? Da, chiar și 50 de ani, nu este nicio problemă. Care făceau venituri foarte mari pentru că știau cum să vorbească. Pur și simplu, bine, în cea mai mare parte sunt unele persoane care au foarte mulți bani, își doresc ceva excentric. Excentric ce înseamnă? Ciudat. Ceva ciudat. De genul să se spele pe dinții, să se plimbe în patru labe, să latre, să vorbească despre tot felul de subiecte spirituale, ciudate... Și... Fii atent cea mai tare fază care am găsit-o de videochat. Da. E pe categorii, am intrat acum, ai un stat și scrie comedy. Adică cum dracu să faci videochat și faci comedy? Nu te dezbraci, nu? Există. Majoritatea, dacă intri pe un site de videochat... Uite, am intrat acum. 90% din meniuri nu sunt de sexuleț, deși sexuleț se face 90% pe videochat. Sunt discuții de spiritualitate, despre matematică, despre engleză, despre filozofie, despre geografie, călătorii, da, poți să te înscrii acolo, dar nu ești plătit cu 2 dolari minutul, ci cu 50 de cenți. Și să stai de vorbă cu cine. Păi nu mai degrabă, profesorii ar face meditații cu geografie la videochat? Tot așa, tot pe sistemul ăsta, da, pentru că jumătate din bani se împart acolo. Dar evident, categoria 90% din vizitatori și 99% din bani, evident că este la secțiunile care sunt acestea mai hardcore, cu bice, cătușe și toate nebuniile posibile. Vă dați seama că mulți spun confidențialitate maximă. Păi cum să fie confidențialitate maximă? Uite, am intrat pe un site care se poate accesa foarte ușor, adică te poate găsi și din România dacă ești sau... Da, bineînțeles. La site li se zice că nu poți fi văzut de nimeni din România. Crezi? Da, nu, asta este un mit. Poți să-ți spun IP de America, poți să-ți ridici un dialer, cum este AOL-ul, cum sunt o grămadă de proxy-uri, lucru care orice... utilizator mediu de calculator și poți să simulezi că ești din America și poți să intri pe canalele respective și să te uiți după cine vrei. Au mai fost multe cazuri în care multe cărți de credit furate erau folosite în acest scop, ca să fie văzute protagonistele și în timp ce aveau spectacolul respectiv... Ei gula contul? Streamingul acela era înregistrat și se practica... Șantaj la scală mare, da. Una dintre problema videochatului este șantajul, pentru că să zicem că tu postezi ca o persoană respectabilă și sunt multe cazuri... Chiar ok, dar tu nu te vezi, ea se vede. Păi persoana respectivă o recunoști că ar fi o persoană care poate să fie cineva care cunoști. Și o șantajezi la... Da, adică poți să știi că e din același grup cu tine, același grup de prieteni, vecini, colegi, poate că poate să fie un job în paralel
și șantajez, uite ce face respectiv. Și gândiți-vă, numai că numai pe Facebook, dacă pune un asemenea clip, Facebook până când șterge clipul durează zile și poate ca să te facă public la toată lumea. Deci asta este o problemă mare, mare, confidențialitatea, plus afectarea relațiilor între oameni. Gândiți-vă, sunt unii, majoritatea care atât de multe anunțuri, aș putea să zic că nu folosesc un cuvânt dur când spun cuvântul racolează. Pentru că persoane care au o situație material dificilă, cum ar, se știe că România este sub cod galben de sărăcie, mai mult de jumătate din România trăiește sub limita sărăciei extreme, sunt siliți din diferite considerente, rate la bancă, părinți bolnavi, copii bolnavi, ca să facă video chat. Și atunci intervine problema moralității, pentru că la majoritatea studiilor de video chat nu o să-ți dea ție acolo contul tău, îți face cont pe numele tău și tu să poți să ții banii. Nu, ești mai amânat așa, contabila nu e acolo, e o problemă cu contul, s-a închis contul, s-a pierdut contul, s-a dus banii și din procentul acela care tu poți să vezi acolo că ai 10.000, te pomenești că ai doar 1.000 de euro. Ok, să zicem că e cazul fericit în care primești 4.000 de euro. Ei, atunci stilul de viață se schimbă radical, de la un stil de viață care probabil cheltuia 100-200 de euro pe lună, să te vezi cu 3-4.000 de euro. E o sumă. Da, da, da. Și atunci banii aceștia pe ce o să dispară repede, repede? Pe haine, în primul rând haine, după aceea mall, distracții, cluburi, droguri, da? Și după aceea urmează mașini. Și există o expresie în engleză, easy come, easy go. Banii aceștia repede cheltuiți, se alege foarte repede praful de majoritatea care lucrează în industria aceasta de video chat, nu economisesc. Pur și simplu sunt două părți. Video chatiști care au familie și responsabilități și au niște urgențe, care repede își acoperă aceste cheltuieli, da? Și marea majoritate care sunt puștoaice până în 22 de ani, care dau și ele de viață prima dată și de bani, vă dați seama ce se întâmplă cu banii aia. Sunt cheltuiți pe haine, pe droguri, pe băutură, pe toate, tot ce nu și-au permis în copilărie. Și atunci majoritatea ies cu o experiență mai puțin plăcută. Evident, există o proporție, eu estimez undeva între 5 și 10% care fac ceva totuși cu banii ăștia, unii ajung să... Păi eu cunosc o gagiucă care are 3 case, nene, din videochat în București. Tu te gândești? 3 case să faci din videochat? Da, se poate. Până la 29 de ani? Se poate, da, dacă e o fată care lucrează de acasă singură și nu la un studio, da, sau dacă lucrează la un studio, este șefa acolo și gestionează o echipă de 23 de fete, mi se pare așa normal. Eu lucrez de acasă, ai vreo 10 clienți fideli, mulți dintre ei îți mai trimit câte 1.000 de euro o dată pe săptămână sau la o lună cel puțin, e să ai vreo 50 de dește. Ești veșnica casnică din bloc, care ești cea mai cu minte, da, și da, nu ești văzută cu bărbați. Da, și într-adevăr se pot face banii aceștia, dar să faci să ai 3 case, 3 mașini, da, unul, deci. unul dintre 100, ce se prezintă prin filmulețele acelea, mai puțin. Și să fim... Nu, dar zic caz concret, adică a văzut și... Și eu am văzut, și eu încă din 2001-2002 am văzut oameni care și-au făcut. Și într-adevăr... Dar ți se pare normal? Adică să, dacă ai avea o prietenă să fie videochatist, adică să... Da, dacă nu e pe secțiunea adult, e ok. Adică poate da, să vorbească despre geografie, călătorii și de astea. Să facă vă 5.000 de par, așa, să vorbească pe geografie, da, n-ai nicio problemă. Dar numai pe conversații, da, este ok. Dar dacă e vorba de folosit utilaje, tractorașe, motorașe, vă dați seama. Deci, din ce am vorbit cu majoritatea fetelor care fac video chat din partea aceea hardcore, viața lor sexuală este distrusă, nu mai au niciun chef, să dai seama, stai 8 ore. Eu am auzit niște întâmplări și foarte funny, da. Copii acasă și își uitase la un moment dat una un vibrator pe masă, da. Și a venit copilul ei, cred că avea 5 ani, ce e asta, să le ia în gură mami?
și face, ăla a început să se miște pe caiepurașul, era un iepuraș și a început să se miște pe masă să vibreze, copilul nu știa ce e și să se joace cu el. Te gândești că chestiile astea afectează mai târziu? Da. Păi, ca fată, așa, ca femeie, ca... Mă rog, dacă faci video chat, ar putea să nu facă acasă, ar putea să închirieze un apartament și se duce la serviciu. Ce mai 300 de euro din 5.000 de euro cât câștigă pe lună, nu? Dacă e până acolo să... vorba aceea. Dar se poate face video chat să câștigi un 1.000 de euro pe lună pe teme care nu sunt sexuale. Adică poate să fie doar flirt, doar discuții despre... fără să dai o textilă jos de pe tine. Și asta foarte mulți nu vor să înțeleagă, că se poate foarte mult și ține foarte mult de personalitatea omului. Dacă, să zicem, în prima lună sau în a doua sau a treia sau a cincea nu faci nici 300 de euro pe lună, dar începi să cunoști oameni, începi să dai jos de pe tine. Da, nu. E normal, dacă mergi la un studio de video chat, în prima zi spune, nu te pune din prima pe cameră, îți dai seama, două, trei săptămâni. Filmezi la perete, ca la televiziune. Perete, da, simulezi, te învață cum se face, cum se nu știu ce. E, și dacă vezi pe toți în jur acolo că fac toate lucrurile acelea, o să-i se pară cel mai firesc lucru și cel mai normal. Totuși trebuie să le spunem ascultătorilor că nu este chiar așa de facil. Pentru că dacă ar fi așa de facil și de ok și de ușor, toți care termină acum școala nici nu ar mai trebui facultate, ce, diplome. Trebuie facultate pentru da, video chat? Pentru un salariu de 300 de euro sau de 200 de euro, nu. Direct la video chat, minim 1000 de euro, nu? Visul workerului român, nu? Nu este chiar așa, pentru că e concurență, în primul rând e concurența foarte, foarte mare. Și s-a ajuns la concurență așa de mare încât studiouri de chat din România să își folosească cărți de credit sau conturi false sau reclamații false ca să le închidă conturile la concurenți. Ca să nu vorbim de partea de proxenetism în care să iei o videochatistă de la un studio, da, care produce 10.000 de euro pentru studio ăla, să o duci la tine, vă dați seama că nu îi pică foarte bine la cineva să știi că îi pleacă un angajat, o angajată. Și vă mai spun că dacă vreți să vă apucați de așa ceva, faceți voi de unii singuri, de acasă. Nu vă trebuie decât o cameră video mai bună, intrați pe categorii mai simpluțe de discuții, de flirt, de generalități. Chiar dacă câștigați mult mai puțin, câștigați experiență. Și într-un an stați liniștiți că ori o să vă alegeți o categorie sau să vă faceți prieteni care trebuie și reușiți să câștigați. Partea aceasta cu studiourile este mai mult pentru, cred, pentru persoane care nu-i duce foarte mult mintea. Pentru că acum poți să-ți faci foarte ușor un cont, să-ți faci foarte ușor să-ți vină banii. Oricine poate să-și deschidă un cont la bancă cu un card, să-și facă o poză la buletin, să o aplaudeze. Nu mai este ca în 2001, când puțin știau să umble pe calculator. Acum toată lumea postează poze, au cont, card la bancă, vorbesc ușor, se simt, și mai ales se simt dezvolți online. Pentru că nu-i de ajuns ca să știi să folosești calculatorul, trebuie să fii și dezvolt online. Tu poți să alegi o discuție cu cel care dă bani, dacă tot te votează cu portofelul. Da. Fie. Am auzit multe cazuri de la videochat care s-au dus mai departe, chiar îmi povestea o tipă și îmi spunea că eu am un client pe videochat care l-am cunoscut și în viața reală după, am ales să mă întâlnesc cu el și mă legeam cu foarte mulți bani, adică doar în chestia să mă văd cu el și mai departe restul e cancan. Da, e foarte des întâlnit. Dar nu se duce în latura cealaltă, ușor o dai spre prostituție? Păi este... Clar, are și oarecare tântă de prostituție, pentru că îți vinzi imaginea, dar de fapt capitalismul în sine a lui este un pic prostituție, inclusiv faptul că și noi ne avem imaginea video pe radio este un pic prostituție. Hai că noi nu ne prostituăm. Oricine care își vinde imaginea, își vinde un pic din intimitate, nu știu dacă știți, dar când au venit... americanii și le făceau fotografii la indienii din, la amerindienii aceia, Sioux, Apache, nu știu ce sunt,
aceștia se ferau să fie fotografia, ziceau că le ia sufletul. Ei, cum le ia sufletul? Da, le fură sufletul dacă îi faci fotografia, da. Și cumva cam asta este, când apar pe sticlă nu mai ești la fel de ingenu și de pur. O să vedeți că persoanele care stau mai mult în fața televiziunii, pe televizor, pe cameră, sunt publice, nu mai sunt ca o floare neatinsă de colț de pe vârful muntelui. Da, pentru că vedem că una la televizor și una sunt viața reală. Dacă nu uităm. E vorba de atitudine, e vorba de felul în care comunici. Una este când bei apă proaspătă de izbuvor și alta este când bei Coca-Cola. E, cam asta este diferența între o persoană care nu stă pe internet și nu-și pune poze pe internet și nu ia milioane de like-uri la poze și o persoană care stă tot timpul online, pe filmat, în poze, pozează și are 90% din poze photoshopate de nu mai recunoști în viața reală. E o chestie și asta. Ce să zic, mi se pare un subiect rușinos în ziua de azi încă. E un subiect așa pudic. Nu este, n-ar trebui să fie pudic. Dacă îi spui unei persoane de peste 40 de ani că tu faci videochat, ești considerat curva satului. Depinde ce faci pe videochat, dacă stai doar de vorbă, e ok. La noi conceptul ăsta în sine. Într-adevăr, este dezambiguizat ca, de exemplu, cuvântul vulgar. Mm-hmm. Cuvântul vulgar vine din latină vulgus, care înseamnă comun, obișnuit. În modul cel mai obișnuit pe video, cea normal că se face prostituție electronică. Asta este, prostituție electronică. Și normal că s-a vulgarizat, a devenit comun, obișnuit, ca majoritatea din ceea ce se întâmplă la pe videochat să fie vulgar. Dar există totuși foarte mulți care la videochat nu se dezbracă. E important să spun lucrurile astea pentru că sunt foarte mulți, multe care nu se dezbracă, care doar comunică și vorbesc. Sau care în prima fază făceau și toate chestiile acelea sexuale, dar pe parcurs, când au acumulat un număr de prieteni, de clienți fideli, care nu mai vreau, zice, erau zile în care respectiva persoană de la videochat avea, să zicem, tariful de $2, da? Intra clientul fidel și zicea, salut, uite, am intrat. Dar zice, uite, pune $3, că astăzi... Poți să-ți fixezi tariful singur? Da, normal. Poți să-l schimbi, să-i dai, ieși afară din sesiune și pui alt tarif. Și spunea, pune mai mult tariful acolo și stau mai mult cu tine, nu-i nevoie să te dezbraci, pentru că se cunoșteau. Mai erau alte cazuri în care intra respectivul, da, și domnișoara care avea un tarif de $5 zicea, uite, hai să vorbim pe telefon și sau pe Skype și îți trimite-o $500 săptămâna viitoare. Și continuau spectacolul în afara site-ului, da? Mm-hmm. Lucrul acesta este descurajat de studiouri. Da, m-au zis, n-au voie Skype, n-au... Da, mulți... Pare interesantă la telefon confidențialitatea și cât de privat este. Nu este nimic privat. Când ai intrat în video chat, tu ești expusă 100%. În primul rând, începând chiar din studio. În studio, când intri, computerul ăla este mega urmărit, totul este înregistrat și urmărit și la un moment dat poți să fii șantajată. Vezi, dacă pleci de la mine, uite, dau pe internet cu ce faci tu aici. Asta e una. Ca să nu zic că dacă spune unul, uite, vreau ca să te iau de soție sau hai să ne întâlnim sau hai să-ți trimit niște bani pe lângă. Toată conversația asta este urmărită și, normal, pe videochat acolo n-ai voie ca să duci clientul în afara site-ului, pentru că dacă îți poate închide contul și îți poate lua toți banii. Și aici este o lume extraordinar de complexă, pentru că sunt foarte multe restricții când intri pe videochat cu clientul, de genul n-ai voie să închizi niciodată camera clientului. Dacă clientul vrea să te ține 36 de ore, tu trebuie să stai acolo 36 de ore. Da? Deci dacă ești tu înaintea lui, pierzi toți banii care ai făcut până atunci. Și întrebarea, cine ia banii? Ia site-ul, că ai încălcat politica site-ului. Și tot felul de chichițe de astea mici în care îți trebuie minim un an ca să le înveți, da? Dacă faci video chat. De asta, asta vreau să le spun. Cei care vor să facă sau cele care vor să facă video chat,
Nu începeți cu studio, începeți cu ceva ușor, începeți cu Skype, cu video, după aceea intrați pe site-uri care nu sunt chiar atât de pornografice, da? Nu intrați direct pe iFriend sau Jasmine, intrați pe secțiuni din acestea mai light și obișnuiți-vă cu ele, dar nu vă duceți sclavi în altă parte. Majoritatea studiourilor caută fete care au o situație familială mai dificilă, care au fugit de acasă, femei divorțate, care au rate la bancă, care au de datori de dat și lucruri de genul ăsta. Deci numai cazuri excepționale. Ei sunt într-o permanentă căutare de persoane, cum să zic eu, mai expuse, mai cu care pot să profite și să șantajeze. Bineînțeles, sub aparența binevoință și prietenie sau a unor branduri, cum să zic eu, mai mai mult decât umflate. De exemplu, am văzut, există în Iași, Iașiu cred că este campion la videochat. Moldovencere. Da, și mi se pare normal, pentru că păi? acolo este cea mai mare sărăcie din România, nu? Zici? Păi nu. Ei, acolo, de exemplu, fetele norocoase, de exemplu. Bă, dar sunt și femei frumoase, asta e, cred că, și avantajul. Da, cum să nu? Este normal să fie foarte multe fete frumoase, pentru că acolo au fost multe războaie și numărul de femei pe numărul de bărbați fiind mult mai mare, normal, o selecție naturală să fie multe femei frumoase în locurile unde au murit mulți bărbați. Mergând mai departe, într-adevăr, aceștia caută să te atragă cu tot felul de oferte. Îți plătim chiar dacă nu faci nimic, 500 de euro, 2 săptămâni, îți plătim la zi, îți plătim mii, zeci de mii de euro, dar lucrurile nu sunt chiar atât de ușoare. Gândiți-vă că... N-ar merge în pierdere nimeni. N-ar mai avea de ce să existe studioul. Cel mai bine este, dacă vrei să te apuci, să zicem, cât de hotărât ești, da? Deci să zicem că ai 20 de ani și... îți dai seama că degeaba ai făcut facultatea sau ai făcut facultatea și ai 22-23 de ani și vrei să faci video chat, ok, dar pornește de la un 1000 de euro, să zicem, să-ți decorezi camera frumos, să-ți iei o chirie undeva discret sau, da, sau dacă locuiești singur, singură, să faci singur, să nu știe nimeni și evident să știi doar tu. Sau dacă ai o relație, să-i spui persoanei cu care ești, uite, asta e situația, să nu duci o viață dublă, să nu fii duplicitar complet. Și de acolo achiziția unei camere video. Foarte mult au crescut standardele, acum se emite HD. Și prețurile sunt relativ bune, trebuie o cameră video HD, conexiune, internet bună, un computer mai performant. Inutil să vorbim despre aspectele ergonomice, să se vadă bine cadru, culorile, să fie mai multe IP-uri, să ai niște fotografii făcute la un studio. Uh-huh. Pentru că dacă ai niște fotografii în site făcute cu telefonul, normal că nu o să vină cineva să-ți dea $5 pe minut și o să dea doar $2 pe minut. Pe când dacă ai niște fotografii bine făcute și cu o cameră video bună și mai ai și norocul să arăți bine, fie că ești băiat sau fată, atunci ai șanse mari ca să faci bani. Și după aceea atitudine. Aici există foarte multe cărți de psihologie, există sfaturi care se dau în domeniu și nu trebuie să te dezbraci, nu trebuie să fii submisiv, submisivă ca să îndeplinești toate dorințele în primele 5 minute și să-ți iasă clientul. Nu, trebuie să te împrietenești, trebuie să-l faci să revină, pentru că 90% din banii care ziceai tu de case, de mașini, uh-huh, de astea vin numai de la clienți fideli. Cine visează că o să intre numai de ăștia care intră 2 ore și după aceea nu mai revin, nu există. Ăștia care nu sunt clienți fideli, aia stau cel mai puțin, 2-3 minute. Cei care ți-au stat 1-2, o să stea 1-2 după ce te cunosc bine, se împrietenesc și au legat o legătură, o apropiere foarte mare. Da. Da, Iulian, uite că ăsta e chiar un subiect interesant și îmi place. Da, uite că vreau să trecem așa de la o etapă la alta, pentru că știm că ești în lumea tehnologiei, în lumea internetului, în lumea electronică, să zic așa. Tot ce ține de această lume care mișcă cu senzor, să zic. Ce-a mai apărut în materie de internet săptămâna asta? Ce ți s-a părut interesant? Ce ai remarcat săptămâna asta?
În primul rând, schimbările cele mai importante sunt cele de pe Facebook și de pe Google. Google, de exemplu, a început să ridice în căutări cel mai bine site-urile care sunt optimizate pentru mobile, adică pentru device-uri mobile și curând vor introduce niște iconițe mici în care o să scrie, uite, ăsta are site optimizat pentru mobil. Pe Facebook modificări importante am văzut la livrarea videoclipurilor. Videoclipurile cu cât sunt mai scurte, cu atât pornesc. Videoclipurile mai lungi rămân ca o poză. Deci s-au mai calmat un pic. Alte lucruri interesante care le-am mai văzut sunt faptul că lumea stă mai puțin pe internet pentru că are mai multă treabă. A venit luna octombrie, au început școlile. Da. Crezi că traficul se va muta pe mobil? Nu. Acum se... Perioada rece? În perioada rece crește cel pe desktop pentru că e mai greu să scoți telefonul din buzunar, să-l butonezi pe frig cu haine multe pe tine. Și probabil ascultătorii noștri nu știu, dar la frig bateria telefonului sau camerei foto se descarcă foarte repede. Da? Da. Dacă ai, să zicem, un telefon din aluminiu. Așa. Exemplu iPhone-ul. iPhone-ul se va descărca mai repede dacă îl ții în frig în aluminiu pentru că aluminiu conduce mai de bine. De multe ori se și închide. Exact. Când dacă ai un telefon din plastic, da, sau din cauciuc, acela va rezista mult mai bine la frig pentru că este mai bine izolat termic. Este un lucru interesant de știut. De asta... Dacă eu am o carcasă pentru iPhone. Așa. O carcasă din plastic care acoperă bine. Adică o husă de plastic, exact. Sau piele, îți recomand să îl îmbraci. Da. Îl îmbrac și ține mai mult bateria? Da. Și e preferabil, dacă vrei să îl folosești mai mult, să-l ții la cald. Îl ții nu în buzunarul exterior, ci în buzunarul interior. Da? Este un lucru care îți va salva comunicarea. Dacă, de exemplu, ai urgență, da, și vrei să cauți ceva pe internet, ai răbdare, ajungi undeva unde este spațiu închis. Și îl folosește acolo, nu îl lăsă să înghețe. Da. iPhone 6 și 6S, ce părere ai? Vai de mine. Te iau la întrebări în seara asta, că avem multe. iPhone 6 cu îndoitul îndoitul iPhone-ului a demolat piața Apple. Au căzut acțiunile, s-au făcut praf. Cum adică? Copiii mici se duc în magazine de la Apple, se filmează când îndoiesc iPhone-urile de test. Dai seama, deci un copil de 12 ani, dar poți să cauți, kids bending iPhone 6. Copiii de astea mici de 10-12 ani intră în magazin la Apple și le îndoaie la aia iPhone 6 Plus. Deci e dezastru. Și rămâne în... Da, chestia asta a afectat indirect și o lansare inedită. Dell a lansat cea mai subțire tabletă și atunci cineva a pus întrebarea, se îndoaie? Și eșecul acesta, bending test, adică... Păi de ce? Dacă se îndoaie chiar pe bune sau... Păi normal, îl poți îndoi, deci cum e telefonul ăsta, dar împinge așa, se îndoaie. Se poate rupe. Da, bineînțeles, da. Și la 6 se rupe? Da, sare ecranul. Și... Păi și nu puteau să o găsesc o metodă să nu sare ecranul? Da, îi pui o husă de-aia tare. Da, o carcasă de-aia tare. Da, acum, ideea care era... Mai sunt lucrurile, mai multe o chestie de marketing, că puțini oameni, să zic eu, oricât l-ai te chinui cu telefonul în buzunar, la spate sau în față sau oriunde, să ai tu cei mai scorțoși blugi sau pantaloni pe tine, nu o să reușești să-l îndoi decât dacă cineva ți-a pus gând rău. Bine, mai sunt cazuri accidentale, de genul cineva calcă pe el, asta e chiar un caz real. Sau în cazul tabletei de la Dell, da? Această tabletă este foarte subțire. Închipuiește-ți că uiți că este împat tableta. Deci tableta neavând radiatoare este foarte mult iubită de utilizatori, că nu se încinge și poți să o folosești din pat printre așternuturi. Dacă e un laptop și te duci cu el între așternuturi și obturezi ventilatoarele, se arde laptopul, e la mintea lui Gâgă. E, tableta aia te așezi peste ea fără să-ți dai seama, e pe fotoliu sau în pat. Și nu se întâmplă nimic. Îți dai seama că tableta de la Dell se face varză. Se face varză. Da, și normal, o să treacă, asta e o lecție destul de dură pentru Apple, care cred că au pierdut 10% din acțiunile, o grămadă, au pierdut păi miliarde. Păi ce au mâncat în fund pe românește să zică că se îndoaie dacă nu se îndoaie? Păi totul a pornit de la cineva care a avut ideea dacă se îndoaie sau nu se îndoaie, pentru că cred că doar 1% din oameni se gândesc vreodată să încearcă să-și îndoaie telefonul, nu?
Da. Da, dar și ăsta e un test interesant, dacă pe lângă clasicul test cât rezistă la apă sau cât rezistă la foc sau cât rezistă la zgâriat cheile în buzunar sau da, l-a scăpat pe jos, testele clasice, acum a intervenit și testul ăsta al îndoitului și lucrurile o să fie făcute mult mai bine. Pentru că e un pic, e un pic frustrant ca să ai un telefon de 1000 de euro cât e în România sau 500 și 500 de euro să ai și să ți se îndoaie dacă tragi un pic mai tare de el sau calci pe el, da? E pe jos între o bordurică și calci pe el. Într-adevăr, aluminiu, fiind o carcasă de aluminiu, asta e mult mai plăcut la atingere. De ce? Mm-hmm. Pentru că este termoconductor. Aluminiu conduce căldura mult mai bine decât orice metal și e mult mai plăcut la atingere o carcasă de aluminiu decât una dintr-un material clasic. Dar sunt și dezavantaje. Aluminiu nu este atât de dur. Există un aliaj între oțel și aluminiu dur-aluminiu, dar acela nu mai este așa de plăcut. Ce îți dorești de la un device așa, sub punct de vedere fizic? Să fie subțire, da? Și să fie plăcut la atingere, să fie ușor, da? Să nu se zgârie când îl scapi pe jos sau când îl ții cu cheile în buzunar și cam atât, nu? Să zic iPhone 6 te tentează? Probabil că o să se facă 100 de euro. Acum nu sunt nebun ca să dau cât pe 5 telefoane mai performante decât el, pentru că cu 200 de euro... Nu-și merită banii. Încă nu, nu. Este un preț... De ce prețurile astea atât de mari? Imaginea de marketing este atât de mare... Imaginea de marketing e atât de bună și de premium, faptul că are un sistem de operare atât de performant, pentru că Apple-ul este altă lume, totul se mișcă fluid, totul este la locul său, toate iconițele. Chiar și eu, care folosesc iPhone-ul, prefer din cauza ergonomiei, plăcerii de a utiliza și faptul că găsesc fiecare icon și dinamica este atât de umană. Pe când la celălalt, se mișcă prea repede, prea încet, se blochează. Acolo. Da, sunt mici detalii care, până când ajung să îmi fac treaba cu el, mă pierd pe parcurs și mai există plăcerea de a folosi. Deci plăcerea de a folosi un Apple-ul este mult mai mare decât la un Android. Normal că fiecare, dacă s-a învățat pe Android, nu o să găsească nimic plăcut pe Apple. La fel și cel care s-a învățat pe Apple nu o să mai găsească nicio plăcere. E destul de greu să te rupi dintr-o lume într-alta. Dar știi ceva? S-a rezolvat veșnica problema telefonilor bateria la iPhone 6? Din ce se aude? Sau da, doar același sistem? A crescut cu un pic mai mult autonomia, dar nu cu foarte mult. Dar faptul că l-a făcut mai subțire înseamnă că bateria nu mai este chiar atât de mare. Doar la iPhone, doar la iPhone 6 Plus, într-adevăr, bateria s-a simțit substanțial. În primul rând, consumul bateriei este din procesor și din sistemul de operare. Dacă ai un sistem de operare greoi, care necesită resurse de procesor și video foarte mare, evident că bateria... Hai să zic eu un test care l-am făcut. La un simplu telefon. Da. Am oprit practic, am pus telefonul pe modul avion, am oprit semnalul telefonului. Cât crezi că mi-a ținut telefonul? Nu știu, probabil mult. Exact. Da. Dacă ne gândim, nu telefonul în sine îți mănâncă foarte mult la multe telefoane, ci semnalul telefonului. Da, aici este și o chestie interesantă de operator. Dacă îți eficientizezi aplicațiile de pe telefon, poate să-ți ajungă bateria de 3 ori mai mult. În loc să te ține doar o zi, te ține doar 3 zile. Și cu ce începi? Cu luminozitatea ecranului, da? Îi tai luminozitatea. Îi scoți din aplicațiile care rulează în background, da? După aceea îi scoți tema, imaginea de background, îi scoți animația. După aceea nu folosești... Păi și ce farmec mai are telefon? Da. Sau dacă mie mi s-a părut că cel mai mult consumă telefonul pe 3G și 4G, adică modemul de internet. Dacă da, consumă foarte mult. Dacă intri pe internet cu el, o să simți imediat că telefonul se încălzește. Se încălzește înseamnă că procesorul ăla lucrează de noi adevărat. Deci dacă ai de ales, ești undeva unde ai internet, Wi-Fi, Wi-Fi, da, sau 3G, 4G, e clar, Wi-Fi-ul consumă mult mai puțin și e mult mai rapid.
După aceea mai e o chestie foarte interesantă de operator care am constatat-o, s-ar putea să mă înșel, poate fi de studia, dar cred că la Cosmorom sau Telecom, cum se numește acum, bateria se duce cu 25% mai repede pentru că echipamentul... Telecom. Da. Echipamentul de transmisie de la Telecom solicită mai mult device-ul utilizatorului. Face un efort mai mare. De asemenea, iPhone-ul, ca să se audă mai bine, normal că își va supra-solicita antena mai mult, nu? Nu ai cum să ai pretenția că ai semnalul mai bun și mai clar de pe un telefon care este cu resursele la limită. Mai sunt niște alți factori, de exemplu, ești la cacaleți din deal, unde semnalul e slab, sau te plimbi cu mașina și treci din echipament în echipament. Echipamentul ăsta, telefonul tău permanent caută să îmbunătățească, să ajusteze semnalul și asta îți consumă. Dacă ești aproape de echipamentul, ai semnal full, da? Uh-huh. Atunci îți va consuma mult mai puțin. Și una dintre testele mele care le-am făcut, am constatat că n-aș vrea să fie considerată reclamă mascată. Nu, nu, absolut. Vodafone mi s-a părut că consumă cea mai puțină baterie, iar Cosmorom Telecom, mi s-a părut nu numai că și consumă baterie, dar și radiază mai tare. Și asta e un aspect. Dureri de cap, chestii nebunii? Durerea de cap este o chestie mai pentru cei mai sensibili. Mai mult insomnii. De exemplu, dacă vrei să adormi, trebuie să scoți ce ai în prize electronice, laptopuri, Wi-Fi-uri, dar dacă nu, cel puțin, dacă nu poți să le scoți din casă, cel puțin pe cea din camera ta sau telefonul. Te afectează dacă dormi? Vai de mine, deci... Adică deci am un somn liniștit dacă scot totul din prize? Da, foarte liniștit, pentru că radiațiile, echipamentul nu mai, în primul rând, te afectează cele ale telefonului, da, Wi-Fi și 3G-ul, 4G-ul, cel mai tare îți afectează somnul, îți creează o stare de surescitare a creierului, da, și de tensiune, care te încălzește. Asta e recomandat ca electronicele să fie... Pe frigul ăsta vine iarna, Andrei. Iarna, într-adevăr, se adorme mai ușor pentru că senzația de somn este datorată temperaturii corpului. Deci, de asta, înainte de a merge la somn, este recomandat ca să nu se vorbească la telefon, să nu te uiți la televizor, să nu stai pe internet. Păi, dar noi adormim cu televizoarele deschise. Acela nu va fi un somn foarte natural, va fi un somn relativ agitat și faptul că nu ajungi în starea beta de somn mai natural, o să ai un somn care nu o să fii foarte odihnit. Dacă poți să experimentezi, încearcă să vezi cum este să dormi într-o săptămână cu totul scos din priză, da? Și cu o jumătate de oră și încearcă să vezi săptămâna următoare. Parcă te agită ceva, da? Dacă vrei să nu dormi în seara aia, dă drumul la televizor, adu laptopul, tableta, telefonul, pune-le pe net, activează-le, eventual cu sunet și cu băzit și cu toate încărcătoarele lângă tine, să vezi ce bine ai să dormi. Deci, sunt multe, oamenii cred că nu pot să zic că și cancerul sau bolile cronice, cum ar fi diabetul sau alte probleme cronice ar fi direct, dar o influență semnificativă asupra corpului uman și cel puțin în timpul somnului trebuie să duse în afara camerei. Interesant ce spui, foarte interesant. Uite că a trecut timpul foarte repede. Trece o oră de nici nu-ți dai seama când suntem. Și vorbeam de videocea, nu? Da, și vorbeam de videocea și... Câteva concluzii. Deci studiurile de videochat, 90% racolări, profitat... Într-adevăr, multe minciuni. Da, dacă n-ai unde să te duci, n-ai un acoperiș deasupra capului, te duci acolo că îți dă cazare, masă și toate alea, e ok, este mai bine decât și o bumbăceală bună, dacă ai nouă. Nu e vorba de asta, nu. Nu, pe chestia asta chiar nu se marșează, dar un acoperiș deasupra capului găsești dacă ești o fată drăguță, da? Așa. Dar dacă ești o persoană cât de cât care nu-i constrânsă și care vrea să descurce fără să aibă pe alții care să profite de ea, pornește totul de la zero pentru că nu este așa de greu, este chiar ușor și dacă începi cu câteva lucruri mai ușoare, bine, nu poți să pornești cu 0 lei, dar pornește și tu măcar cu o cameră video de 200 de euro, da, mai bună. Pornește și tu cu o cameră în care, cameră fizică, unde ai și tu un decor mai drăguț, da, sau
Investește în decor, da. Da, un outfit, mai mergi un pic la sală, fie că ești băiat, fie că ești fată. Într-adevăr, o să, mulți m-au întrebat dacă crește încrederea în tine. Pe de o parte, depinde ce faci. Da? Deci dacă te duci la un studio unde rupi vibratoarele de dimineața până seara pe 100 de lei, rup, exact. Pe 100 de euro la sfârșitul lunii, clar, încrederea de sine nu crește. Dar dacă ești acasă și doar stai de vorbă pe diferite teme și nu te dezbraci și îți vin niște bani, crește încrederea în sine și e un lucru foarte bun și chiar poți să spui la cei din jur, da, fac video chat și vorbesc despre pescuit, despre filozofie, psihologie sau parapsihologie, da? Sunt foarte bun. Sunt Neti Sandu al video chat-ului, da? Și atunci e ok. În asta nu pot să cred, pentru muncile astea. Chiar foarte mult zic că nu crește niciun caz încrederea în sine. Eu cred că internetul poate aduce foarte multe lucruri bune pentru psihicul unui om în momentul în care este făcut inteligent. În momentul în care nu este făcut inteligent, cum e cazul la 90% din cei care lucrează în industria asta, deci 90% cred că stima de sine scade și nu cred că o să ajungă foarte bine acele persoane, pentru că se bazează prea mult cum arată, cum gândesc și după vârstă nu mai este lumea chiar atât de binevoitoare în jur doar pentru că arătai bine într-o vreme. Da, uite, lucruri faine ce îmi spui și chiar am primit de când am început noi emisiunea asta foarte multe chestii interesante de la oameni și au zis că bă, ne place să fim informație, dar așa, de la un specialist în domeniu și de la un om care chiar se dedică pe treaba asta. Da, se pot face bani. Chiar aștept cu viu interes să fac un studio de video chat unde să nu se facă sexuleț sau să nu se vorbească lucruri de genul ăsta, care să dea meditații la limba engleză. Deci aici la noi studio e și râs, să știți că Cristiana o bufnește râsul într-una, deci râde așa copios când povestește. Adică mi se pare normal. Uite, de exemplu, mie mi-ar plăcea să fac video chat despre bucătărie, despre gătit. Deci mă pricep la ciorba de burtă, pot să dau... Cum e să faci video chat deci, cu ciorba de... Da, deci poate vrea să intre un român să-i spun cum se face cea mai bună ciorbă de burtă. Da, deci am făcut de cel puțin... Cristiano de mâine... Da. Te pun în bucătărie și punem camera pe tine și povestești exact cum faci ciorba de burtă. Da, nu, musai că poate facem vreo două. Eu cel puțin sunt urât, bătrân, gras, dar o fată drăguță, o gospodină adevărată să explice cum se face ciorba de burtă, de ce nu? Și eu, cineva care, un român milionar din America, n-ar avea nicio problemă să dea 100 de euro ca să vadă cum se face o ciorba de burtă. Cum trebuie. Da. Da. Videochatul deocamdată în România este pe drumul cel bun. De exemplu, anul acesta, pentru cei care nu știau, a fost organizată la Mamaia o conferință a videochatiștilor, a studiorilor de videochat, inclusiv a videochatistelor independente. Și faptul că... Au și organizația. Da. Și chiar pagina de fan, Facebook și eveniment și tot ce trebuie. Lucru care pe mine mă bucură foarte mult pentru că pot să spun că dacă o bună parte deja sunt un pic de partea aceasta mai puțin legală, pentru că pornind de la dările la stat care sunt plătite impozite, care sunt doar de operatori PC și nu impozite pe sutele de mii de euro care se fac într-un studio de chat, ci 24-25%, sper să vedem primele videochaturi care își plătesc din asta. De exemplu, în Germania, veniturile din videochat sunt 50%. 50%, da? Deci tu dacă ai câștigat 10.000 de euro, da, de la studio de videochat... Dai la 5.000? Da, dai 5.000 la stat. Și dacă vii acolo operator PC care e 300 de euro și imediat te saltă poliția. E, lucrurile acestea... Uite, Fiș, acum vorbim 2014... În 2030, în România, videochatul se vor plăti cei 50% și nu o să mai fie nicio rușine că se face videochat. Pentru că România este, pot să spun, open fără mind. Să-i zic, nu este atât de open mind. Acum nu. Dar banii,
banii și capitalismul, internetul și Uniunea Europeană, globalizarea, vine peste noi și clar se schimbă mentalitatea. Și dacă acum noi părem niște ciudați că vorbim despre videochat, peste 10-15 ani va fi o sursă de valută importantă, pentru că în România vin zeci, poate sute de milioane de euro în România din această industrie. Că nu sunt impozitați e o treabă, dar vin niște bani foarte importanți în economia noastră. Gândiți-vă că eu estimez că sunt peste 10.000 de videochatiști în foști prezenți. 10.000? Da, în România. Peste. Și eu zic că este ok, atâta vreme cât este făcută într-un cadru relativ legal, chiar dacă mai apar minore, chiar dacă sunt păcălite, pentru că o mare problemă este că de multe ori conturile se cam închis sau sunt pe buletine false, pentru că buletine false se fac foarte ușor în România și mai ales că cei care unde se înregistrează buletinele prin internet, îți dai seama că se face cu o poză, îi trimiți poza, da? Și contul de bancă. Și îți deschide cont și poate plăti online. În mod normal nu ar trebui așa, pentru că cei de acolo, din afară, cei care te plătesc la site, ar trebui să-ți verifice dacă e un buletin pe bune. Ei n-au posibilitatea asta. Ei se bazează pe conturi de firmă, că e un studio care garantează. Da, când vine... De fapt, leafa merge, da. Știi cum e. Da, și gândește-te că vine o căprioară de 17 ani care e marfă nouă și toți ar vrea să o vadă cu $7 fără niciun fel de problemă. E cam greu să reziști tentației să nu faci un $5.000 ca studios pe lună de pe seama unei asemenea persoane. Și aici sunt probleme foarte, foarte grave care, cum să zic eu, mi se pare normal să existe atâta vreme cât România, mai mult de jumate din România se află sub scot galben de sărăcie extremă. Da, ce să zic, un subiect care te face așa să asculti atent și... Un subiect bun. Da. Uite, mai sunt câteva idei pentru ca să nu lăsăm. De exemplu, dacă îți faci cont, ca să zicem că încep ca freelancer, da? Hai. Nu, de ce să-ți faci cont doar pe un singur site? Fă-ți pe 10 site-uri, fă-ți fotografii profesionale, pune-ți mai multe IP-uri, apelează la cineva care se pricepe în IT, ia-ți un computer performant, o cameră video bună, apelează la fotografii într-un studio de fotografie. Deci un studio de fotografie nu mai costă 500 de euro. Anotezi pentru mine să mă apuc de muncă, 100 de euro îți faci niște fotografii de... Nu are nici Brad Pitt fotografii ca acelea. Deci multe lucruri s-au schimbat. Au apărut, de exemplu, în România fotografi foarte buni. Dacă acum 10 ani, când rar vedeai câte o fotografie, un DSLR mai de calitate, acum... Toate sunt cam de calitate. Nu e adevărat. Sunt numărul fotografilor numai că a crescut, dar și prețurile au scăzut și mult mai facil îi găsești. Da? E ușor, intri pe Facebook, scrii fotografii și apar nu știu câți fotografi români care nu o să ia pielea de pe tine pentru niște fotografii. Poți să le iei chiar gratis pentru portofoliul, ți le face numai ca să aibă el pentru book-ul lui, pentru prezentările lui. Bineînțeles, dacă arăți bine. Dacă nu arăți bine, cam trebuie să dai bani. Da. De se pot face bani, e o oportunitate dacă vrei să te apuci de videochat, da, poți să faci bani foarte mult dacă știi să te îngrijești, să arăți bine, să dai bine, n-ai, cum să zic eu, da, dar părerea mea este că studiile de videochat cam încearcă să profite, cam încearcă prea mult să profite și nu atât de plâns că ți-ai jumate din bani, cât este că îți omoară spiritul tău antreprenorial de a te descurca tu, de a face tu banii tăi. Chiar dacă o să-ți fie mai greu primul an, chiar dacă o să câștigi de 3-4 ori mai puțin decât dacă ai fi fost la un studio de chat, e ok. Fii sigură că anul următor sau peste 2 ani deja ai depășit problemele astea și fii sigură că o să câștigi de 3, 4, 5 ori mai mult decât dacă ai fi fost la studioul acela de videochat. Cam atâta. Cam atâta.
Dragilor, noi vă mulțumim frumos, ne auzim săptămâna viitoare, la aceeași oră. Adriana nu ajunge astăzi dintr-un simplu motiv, e răcită bocnă și transmitem sănătate. Multă sănătate, exact. Și o așteptăm în studio. Nici Cătălin n-a ajuns azi pricope și el e răcit, ceva bănuim aici. Probabil o să răcit și eu data glumim, evident. Nu, Cătălin a fost la o bunică, tot la fel, răcită și ea, nu e el bolnav, dar și el s-a scuzat azi pe motive de sănătate pentru bunica. Îl înțelegem, se mai întâmplă, domnule, ce să-i faci. Trebuie să fim alături de colegii noștri. Dar săptămâna viitoare revenim în formulă completă, iar de luni Study for Career revine luni, o să avem luni și marți două ediții cu oameni de valoare. Așadar, nu ratați. Tot săptămâna viitoare vă mai pregătesc eu ceva, dar nu vă zic încă. O prezență feminină nouă. Așadar, nu ratați radiofxn.ro, cea mai bună muzică. Îi mulțumesc frumos bunului meu prieten Iulian și vouă vă mulțumesc. Știu că sunteți o parte la meci, dar nu e nicio problemă, noi suntem aici alături de voi. Cei care ați pierdut, vă uitați pe YouTube, pe canalul nostru Radio FXN România, bineînțeles, și pe video.radiofxn.ro. Toate cele bune, v-am pupat și weekend plăcut! La revedere!